Cotrinelul este sponsorizat de G2A. Cumpărați jocuri pe Steam mai ieftine decât pe Steam. No, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou clip. Desigur, să vedem cum este viața de YouTuber. Ce se mai întâmple? Asta vreau să fac reclamă la șosete din Chicago. Reclamă la Gameloft, care mi urmăresc streamurile, dar eu nu mai fac stream de 2 ani. Să fac reclamă la Gameloft și mă întreabă unde, care oraș e mai aproape de mine, București sau Cluj, și eu stau în București de 3 ani. Da, mulțumesc că anticipat, o să luăm și îl punem în recicle bin. Măcar dacă ar minți că le pasă, mă, ăștia care vor să colaborăm, care zic că mi urmăresc cu interes streamurile, măcar dacă ar scrie pe Google ultimul stream al lui Codrin Bradia, direct începutul calendarului mai așa ar vedea acolo. Bine, v-am găsit la un nou episod. O să vedem ce jocuri am primit din abonamentul nostru de 10 lei lunar, 10 lei și ceva, de G2A, 2,50 €. Mai înainte am fost până la Mega Image, era să mă cac pe mine pe drum, nu știu de ce, n-a fost vreun motiv, anume pur și simplu era să mă cac pe mine. De asemenea, am văzut un comentariu la ultimul meu clip că zicea că să nu mai fumez, că-s copii care mă urmăresc, și într-adevăr m-am gândit și de astăzi înainte n-o să mai... Aici ai. Ia hai să vedem. Distraint, nu știu ce e tensă că Ninja X, știu Gloria Victis, nu știu ce e Sanctuary RPG Black, nu știu ce e Forgotten Not Lost. Cred că numai asta o să fie fain de aici, pe care știu deja. Distraint pare, nu știu. Eu mă uit de obicei și la fețele jocurilor înainte să le iau. Hai să vedem. Joace. Primul joc este Distraint. Oare ce joc miraculos se ascunde? Install. O da 42 de mega. Esența universului poate fi cuprins în acest joc. Dacă vă spuneam povestea cu el, când am mers la Mega Image și era să mă cac pe mine și era muzica asta pe fund, al altfel era. New game să fie atunci. Cu ce caleg? Numere. This will override any potential save data. Acum mi-am instalat jocul, dar potential save. Și cu care selectez? Că nu înțeleg. Cu space? Numai Dumnezeu mi este martor, numai Dumnezeu știe ce s-a întâmplat acolo. My humanity was for sale. E povestea lui Mia Khalifa. F, G, D, K, V, CV, K, D, E, păi, then I sold it. That very moment sent me into decay. This is my story. Mia Khalifa biography. And these are my regrets. Ioi, dar știu jocul ăsta, asta nu e la horror, mă. Sper că nu e la horror, mă. Excuse me, I'm looking for Mrs. Godwin, she's not here, go away. Guess it's not this one. O căutăm pe doamna Godwin, deci. Să vedem. Anyone home? Who's there? Mrs. Godwin? No, she lives next to the door. Thank you and goodbye. Ai, de pula mea. Aici este doamna Godwin. Alo, I'm looking for Mrs. Godwin, is this the right address? No, get lost. No, și acum eu ce ar trebui să fac? I could swear she lives somewhere here. Yes, without a doubt, it's gotta be some of those these doors. Și eu cum ar trebui să... N-am nimic în inventar. It smells of rotten flesh. I don't think this is the right door. Carne putrezită la doamna Godwin, la doamna Victorie Bună. It smells of blueberry pie. This I told you that she does not live here. Madam, I know it's you. Could you please let me in? I'm sorry, come in, please. Și s-a rezolvat. Asta este doamna Godwin. Bună ziua, puteți să ne spuneți de ce avem cu toții capul așa de mare? I'm so sorry, I have to do this, madam. Can't you get me a little more time? I can pay the debt if give me another week, please. I'm sorry, I hate doing this, but I must seize this property. Deci suntem cu ceva trimis al guvernului, cred că v-a venit ANAF-ul peste doamna Victorie Bună și acum mai luăm casa și nu o să mai abunde să-și bage dildoul. But where would I go? This is all I have. I'm sorry, madam. I'm sorry, I shouldn't be crying like this. There are just so many memories here. I understand, madame. Oh, where are my manners? Would you like to have a cup of tea? That is sigur. I'd rather have a cup of tea. Oh, of course. Give me a second, young man. Și acum vine și se întoarce cu dildou. Might as well look around while waiting. Dar are ce secrete ascunde doamna Victorie Bună? Hai să vedem. Putem să mergem? Hopa. It's a rocking chair. Every granny has one. Și James Hetfield. Și ce plăia? I can't leave now. Doamnă? It's a wedding photo of Mr. and Mrs. Godwin. Though I believe she's a widow now. E o fereastră acum. Fără n. Oh man, I shouldn't be doing this. Acum putem să mai... Ioi! Dar ce se întâmplă? E la menstruație, doamna Victorie Bună. V-am zis că e poveste horror. Am văzut ceva gameplay.
femeia asta ascunde ceva murdar. Ia și-a ucis soțul, pun pariu. I'm sorry, dear, I'm afraid I've run out of coffee. Can I get you something else instead? Capul nevestei, ăsta, bărbatului tău, no, thank you. Listen, you have to move out by the end of the month. I'm very truly sorry, madam. Well, I guess I have only myself to blame. Yes, well, I need to get going, madam. Take care. Wait a second, young man. It's awfully dark out there. Take this lantern. I guess I won't be need... Yo, m-am speriat. Oh, thank you, madam. I must really go. Bye-bye. Press F to use your lantern. Ai de pula mea, și acum trebuie să plecăm de aici. Ai de pula mea, madam. Madam, o să ies din case. Nothing happened. Power seems to be... I just want to get away from... Ai de pula mea. Ai de pula mea, s-o spart ușa. Pot să folosesc... This is probably a very bad idea. Dar trebuie să ies din casă. So... Ai de pula mea. Apartament 213. This train does not autosave. To save, visit save points. Ok, save the progress. Alo, it's locked. I need a key. Asta va fi, oameni buni, asta e primul joc. Ai de pula mea. Al doilea joc este Forgotten Not Lost, a kinetic novel. Dacă ăsta e ce cred eu, o să intrăm în el și o să ieșim foarte rapid. Cred că e visual novel de ăla în care numai apar personajele și vorbesc și nu există absolut nicio mecanică de joc, numai să dai dai așa pe tastatură și citești și nu se întâmplă nimica. Și citești și nu se întâmplă nimica. Sanctuary RPG Black. Na, uite, așa mă fac eu cu o grămadă de jocuri minunate. Apoi vă întrebați de ce am atâtea jocuri. Uită-te de ce. Ce e asta, mă? E un joc în Notepad, mă? Sper că nu. Want to play the next game in the Sanctuary RPG universe? Press any key to continue. Escape. Go to the shop and apply now. Only 100 slots left. Nu mai sunt numai 100 de leneși. Nu așa să juca și Oregon Trail. Cine face jocuri de-astea note? Ai da pula mea. Și de obicei New Assassin vom juca. You are an assassin and enjoy copious amounts of dexterity. Trust in the power of enter. Bine. Și cum? Continue. X. Așa facem atunci. View detailed perks? No. Male o să fiu. Body type? Thick. Nu este fat, extremely fat. Character name? Omul notepad. Old potato, augment, this spot doesn't do much of anything, am înțeles. Choose appearance, randomize top. Am înțeles, deci așa își faci caracterul în jocul ăsta. Dai foarte tare, scramble, ăsta cu ochii de LLE o să jucăm. X, continuăm, F to finalize. Northern Atria... Ce eu fac cu chestia asta? LLE, să merem în Fountain Sirea. Play into the cinematic. Voi vreți să vedeți niște litere care se mișcă random pe ecran? Your name is Omul. You are an assassin of Goern descent. You were born on a battlefield slaughtering cows by the age of 3. E povestea vieții mele, până acum nu mă... I'm sure it sounds atrás, you try to stab her with a potato. Bă, ce? Cum adică? This is your story. Am încercat să înjung eu pe cineva cu un cartof, am înțeles. Deci aceasta este povestea unui erou. I'm so sorry, I did not see you there. Please, take the items, you'll need them. Ce-i jocul ăsta, mă? Adică, dacă aș fi beat, drogat și aș fi tras lăsât după nas, poate aș fi jucat jocul ăsta și dâmt. Cu dâmt și lăsât combinate, poate aș juca. A heavy crate of litere. Hai să nu insultăm niciun joc, toate jocurile au suflet. Pur și simplu nu o să-l joc, că nu-mi plă. Omnie, fuc el, mă. Extraordinar jocul ăsta. Mă gândesc cum ar fi fost combatul. Dar ăsta-l bag într-un notepad și vi-l las vouă. Vedeți că o să fie în description, pentru că eu îl am deja. 10 second ninja. E un joc în care tu ești cu ninja ta. 10 second. Să vi-l arăt pentru ăștia care nu știți, deci probabil majoritatea știți, deci o să joc un nivel sau ceva. Prima oară a fost 10 second ninja, după aceea 10 second ninja X. Un platformer, nu știu ce dracu, dar e platformer, în care trebuie să faci toate nivelele în mai puțin de 10 secunde. Și cu cât le faci mai rapid, cu atât primești mai multe stele, ca și la Angry Birds sau pula nu știe. Are două, nu, de fapt are...
Văd că eu am ajuns aici, nu mai știu sincer unde am rămas, Z și X parcă erau controlele, așa de pe... Ah, stai că... Opa, ce fac, mă? Z, X, C, A, S, D, A, F, G, M, O, I, E... O să intru random, că nu mai știu ce nivel am făcut, ce nu. Cu ăsta văd că lovesc, cu ăsta... Ah, da, și ai și shuriken, mă. Ah, da, 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 no, restart, reset. Și despre asta e tot jocul, trebuie să faci nivelele cât mai rapid. Am luat 2 stele, 0,74 de secunde. Dacă îl făceam mai rapid, aveam 3 stele. Next level. Pam, 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 pam și pam, pam. New best. 3 secunde mi-a luat. Vedeți, despre asta e tot jocul. E distractiv, e foarte frustrant de la un moment dat când... Na, uite-te, vezi, de exemplu, nivelul ăsta, 2 stele, puteam să-l fac și... și se complică, sunt monștri care trebuie loviți de 2 ori și alea trebuie făcute din combo-uri, că sari, le lovești cu sabie, arunci cu shurikenul, te duci și portale. E interesant, chiar e fain jocul. Și ultimul joace din această zi este Gloria Victis. Să vedem ce joc. 8 giga, mă? Ce se întâmplă aici, mă? Deci, recapitulare, pentru luna asta, Distraint, jocul ăsta, horror pixel art, Forgotten Not Lost, chestia asta care n-am vrut să vedem ce e, Sanctuary RPG, chestia asta care n-am vrut să vedem ce e, Tenseca Ninja, Gloria Victis. Până acum merită pentru jocurile astea două. Mai e să vedem Gloria Victis, tare dubios, nu știu ce e asta. No, men buni, se pare că ultimul joc este Metin 3. Gloria Victis se pare că este un MMORPG lansat, m-am uitat acum pagina de Steam, ci că e din 10 iunie, deci e nou. Am jucat 2 zile Metin în clasa 5-a, n-am mai vrut să văd. Character name, Pulențu, Pulențu Sculențu. O să trecem foarte rapid peste customization, cum se întâmplă, aia va fi. Body details, așa va fi. Una mare, una mică, o da, l-am și făcut să fie încruntat. Clasele îs, Scout, Soldier, Guardsman, Tailor, Armor, Suit sau Weaponsmith. Să-mi bag pula Soldier, Scout, Guardsman, luăm Soldier. Bun, deci ăsta e jocul, arată ca un ca orice alt Early Access Survival din lumea asta. Welcome to Gloria Victis, the following steps, cum îmi activez mouse-ul, cum de obicei în alt, cu alt, văd că nu mere. Show cursor cu Z, văd că da, înțeleg, aha. Do you want to really close the tutorial? Yes. Do you want to join the world event? Așa face, mergem la event, oameni buni. Și aici să fie un admin dezbrăcat care dă cu pula în mine. Talk to Robert. Ăsta e world event-ul, cu toți playerii de aici. Nu prea e de fel... Nu văd niciun... Ăștia sunt playeri sau sunt mobi? Eu n-am niciun skill, așa e stamina mea să duce la dracu. Nu prea pare un MMO pe care l-aș juca eu. Adică poate dacă aș avea răbdare și ar trebui să citesc... Aha, deci voi sunteți... Haide, pune-a ce combat. Da, acum să dai tutorialul când dau băieții cu sabia în mine. You have received 145. Dă cu sapa în mine, bravo. Hai, dă cu sapa. Opa, se pare că aici va fi sfârșitul carierei noastre de supereroi. Am murit, nu, n-am răbdare cu aia. Jucam mai de multe memorii, mă. Acum parcă, nu știu, mă, mi-a cumpărat și Black Desert. Și nu știu, mă, parcă, poate de ce nu joc cu nimeni, dar... Nu, parcă nu mai am răbdare să joc MMO-uri, mă. Habar n-am de ce. Doamne bun, deci ăsta a fost episodul. Cel mai probabil mâine ne vedem la alt episod. V-am pupat, sper că v-a plăcut. Și ne vedem data viitoare. Mua!